Dumnezeu. Da. Tămâiță aducem ție, Hristos, Dumnezeu nostru, într-un miros de mână mireasmă, Dumnezeu, pe Dumnezeu, în tot ce am Iisus de cer, trimite nouă harul prea Sfântului Tău. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia! Cuvintele tale s-au fricoșat inima mea.
va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale vor ajuta mie. Rătăcita ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc,
pe adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșelile. Patriarhul, Părintele nostru, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit El, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-L, Dumnezeu. Că nu este om care să fie viu să îngreșească, mă singur și fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Domnul noi să ne rugăm. Amen, miluiește.
adormiților rubilor tăi, Teoptiș, Patriarhul, Părintele nostru, cu tot neamul adormit, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început, al tău Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, Băgătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul tău și-l sărășluiește în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lui cele și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din Fecioară ai răsărit lumii, Hristoase Dumnezeule, și prin trânsa fie luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Înalt este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul părinților noștri. Doamne, odihnește cu dreptul Ta. Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeule, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Preasfântă-năsătoarele Dumnezeu,
mă miluiește. Minunat este Dumnezeu întru sinții Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu dreptii pe adormiții robii tăi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marea vieții văzându-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel intriat alergând spre tine, poate din stricăciune viața mea mult milostive. Cu spineți, odihnește, Hristoase, suflete adormiților. Cel ce m-ai zis și mi-ai zis, pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire din gropare cântarea. Aleluia, aleluia, aleluia! Sfinte tare, Sfinte fără de
Sfinte Dumnezeu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odinește Mântuitorule și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viață cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni. În odihna Ta, Doamne, unde toți Sfinții se odihnesc, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care Te-ai pogorâit și ai dezlegat durerile celor fericiți în sus, și sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește. Acum și pururea și vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Săi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, miluiește. Doamne, odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Teoctist, Patriarhul, Părintele nostru, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Da. Cerurilor,
iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, Teofis, Patriarhul, Părintele nostru, cu tot neamului cel adormit, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinare. Și orice greșeală să vâștec cuvântul cu lucru sau cu gând, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată de noi. Că nu este om care să fie viu să nu greșească numai pe singură și pe de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veaș, cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Teoctis, Patriarhul, Părintele nostru, cu tot neamului cel adormit, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău le dai puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor ca să fie legate și în cer, câte de dâni și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusă Ta ibrii de oameni nevrenciși pe noi, smeriți și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Iisus prea bun împărate, prin Spiritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă adormiților robilor Tăi, Teoctist, Patriarhul, Părintele nostru, cu tot neamul cel adormit, Justinian, Patriarhul, Firmilian, Mitropolitul, Chesarie, Episcopul, Ilarion, Băcăuanul, Arhireul, Vasile, Băcăuanul, Arhireul, Arhimandriții, Partenie și Galaction, Iachin și Grigorie, Protosingherii, Gedeon, Pangrate și Miail, Dumitru, Margioala, Nicolae, Victoria, Hareta, Ioan, Casandra, Grigorie, Elena, Ilie, Gheorghe, Filoteia, Florea, Adela, Maria, Toader, Ion, Pachița, Emilia, Elena, Agripina, Gheorghe, Vasile, Mihai, Vasile, Maria, Hareta, Gheorghe, 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 cu tot neamul cel adormit. Și orice au greșit ei ca oameni această viață și toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-le lor. Dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor cu care ieși din mânie, sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhireu, sau de la preot, sau de la altcineva o suferitul necare ca aceasta din evidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunele și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care de veacă au preplăcuții, iar trupurile să dea firii cele zidite de tine. Că binecuvânta și prea slăvită și din veci. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!
Nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cea via din morți, Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între Sfinții Părinți, ale Sfinților Măriților și bunuri viitori mucenici, ale Sfinților Preacuvioșuri, Dumnezeu purtătorul părinților noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi în viață, ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor săi, Teoctis, Patriarhul cu tot neamul cel adormit, Dumitru și Margheala cu tot neamul cel adormit, în corturile dreptilor să reașeze. Amin. 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 Să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, ai monahii, robului Tău, Teohis, Patriarhe, Părintele nostru, cu tot neamului cel adormit, și fără Doamne veșnică, pomenire. Veșnică, omenire, veșnică, omenire. Să-i numere
iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, mântuiește-ne pe noi. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, binecuvintează și sfințește, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale. Astăzi se primesc 108 ani de la nașterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoptist. Îl pomenim în mod deosebit astăzi la Putna, pentru că l-a ales și l-a chemat Dumnezeu să fie al treilea mare ctitor al acestei sinte mănăstiri, iar el a răspuns cu multă evlavie chemării sale. L-a iubit foarte mult pe Maria sa Ștefan, pe părintele ctitorul cel dintâi al acestei mănăstiri, pe părintele și ctitorul Moldovei. Vrednicul de Patriarh Teoptist s-a născut în 7 februarie 1915 în satul Tocileni, Botoșani, din părinții Dumitru și Margioala Răpașu, o familie binecuvântată de Dumnezeu, cu 11 copii, dintre care el a fost al 10-lea. În anul 1928, la 13 ani doar, a intrat ca frate la Mănăstirea Siestria Voronei. A fost dus în monahism în anul 1935. În 1950, Dumnezeu l-a chemat spre slujirea de arhiereu, prin Marele Patriarh Justinian Marina, care în acea vreme conducea Biserica Ortodoxă Română. Patriarhul Justinian i-a fost părinte duhovnicesc, povățuitor, i-a călăuzit pașii și l-a ajutat să se formeze pentru lunga slujire arhierească care va urma. A fost 12 ani vicar patriarhal, apoi episcop al Aradului, mitropolit al Olteniei și din 1977 mitropolit al Moldovei, apoi din 1986 până la trecerea la cele veșnice în 30 iulie 2007 patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Ultimul text pe care l-a scris, datat 27 iulie 2007, a fost cuvântul despre academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, care a fost înmormântată la Mănăstirea Putna, cuvânt scris cu prilejul împlinirii unui an de la trecerea la cele veșnice a Maicii Benedicta. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, a spus că Patriarhul Teoptist este al treilea mare ctitor al bisericii noastre, al mănăstirii noastre. Un ctitor adevărat este întotdeauna un semn al discernământului și al luminii care aduce o rază de speranță, adevărați călăuzitori din umbră, cum spune prorocul Ieremia. Dacă tu vei deosebi lucrul de preț de cel fără de preț, vei fi ca gura mea și nu te vei întoarce la ei, ci ei se vor întoarce la tine. Ctitorul este cel care zidește, de aceea el devine semnul vizibil al iubirii lui Dumnezeu peste și printre oameni, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, că dragostea lui Dumnezeu zidește. Ctitorul împlinește voia lui Dumnezeu,
ca toți să fie una, cum găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 17. Ei sunt lauda noastră înaintea lui Dumnezeu. Lor li se datorează și recunoștința noastră, căci datorită lor noi nu numai că primim iertare, ba chiar și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, ci ceva mai scump, prin ei devenim casnici ai lui Dumnezeu. Deci, dar, nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, spune Sfântul Pavel la Efeseni, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții și casnici ai lui Dumnezeu, zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Precum scumpe sunt pentru un copil cu minte mâinile mamei, că cele sunt porțile întregii iubiri, tot așa, ba chiar poate mai mult, sunt titorii pentru creștinii cei buni, pentru viețuitorii mănăstirilor. Într-o lume brăzdată de dezvinare, ctitorii sunt cei care redau valoarea a acestui cuvânt. Împreună putem zidi, împreună putem face. De aceea ctitorii devin și modele, de multe ori, pentru viețuitorii unei mănăstiri sau pentru slujitorii unei biserici. Fii ai lui Dumnezeu, ei sunt mai întâi numiți, cum găsim în fericirea, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, că cei sunt cei care se străduiesc cel mai mult pentru a aduna pe cele risipite, esența lucrărilor poartă numele unității. Un ctitor rămâne pentru totdeauna înscris în carte de aur a unei mănăstiri, a unei biserici, rămâne înscris în cartea inimii, ori de câte ori, ca slujitori ai Sfintelor Altare, ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, în fiecare Sfântă Liturghie, îi purtăm pe ctitori în inimile noastre. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, Patriarhul Teoctist a lăsat nenumărate însemnări în cartea de aur a mănăstirii noastre. Am adus înaintea dumneavoastră pe cea din 15 august 1987. Din nou scrie el. La mormântul marelui și neuitatului Ștefan cel Mare și Sfânt, casa domnească, am aflat-o înălțată, strălucitoare și evocatoare de istorie și de chipul și vrednicia ctitorului bisericii și mănăstirii Putnei. Casa domnească trebuia să fie sfințită, potrivit voinței și făgăduinței noastre și a Părintelui Stareț Iachim. Bucuratul sale, Duhul nostru pentru terminarea lucrărilor, de zidire și de tencuielile exterioare și interioare făcute la marea clădire. Împreună cu specialiștii, proiectanți și cu constructorii, a vrăduit cele de trebuință executate la noua clădire. Alături de tezaurul Putnei se adaugă acum casa domnească, rodul dragostei și grijii noastre pentru păstrarea patrimoniului național. Prin casa domnească, iubiții mei, Patriarhul Teoctist s-a înscris ca al treilea mare ctitor al mănăstirii noastre. Dar din acest cuvânt al lui de aici, casa domnească, accentuez
este rodul dragostei și grijii Patriarhului Teoptist pentru păstrarea patrimoniului național. Continuă mai departe cu însemnarea. Ctitoria Marelui Ștefan, cu zidurile de incintere făcute pe anumite părți din temelie, va dăinui ca vatră de evlavie și de simțire românească, așa cum Părintele Stareți Achind și părinții din mănăstire arată zilnic vizitatorilor. În acest cuvânt, de aici găsesc un testament, sau mai bine zis, acest cuvânt îl găsesc ca pe un testament lăsat de Patriarhul Teoptist. Hramul Putnei a însemnat și în acest an un popas de înviorare pentru continuarea slujirii Bisericii Strămoșești și a dragostei de țară. Semnează Teoptist Patriarhul, apoi alături de ei ceilalți slujitori care au fost în acel an, în 15 august 1987. Dar găsim între semnături și semnăturea celui care astăzi conduce destinele bisericii noastre, semnătura Părintelui atunci ieromonah, doctor Daniel Ciobotea, profesor Osei Geneva. Ultima vizită a Patriarhului Teoptist la Putna a fost în 2004, la Marea Sărbătoare, când s-au împlinit 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Marelui Voievod Ștefan. A venit atunci cu mult drag, dar și cu multe daruri prețioase, icoane și odoare sfinte, care se păstrează în tezaurul mănăstirii. La plecare a lăsat această însemnare: ducem în inimă și în suflet icoana Ortodoxiei pe care am văzut-o la Sfânta Mănăstire Putna. 2 iulie 2004 semnează Teoptist Patriarhul României. Veșnică să-i fie pomenirea și noi, ca viețuitori ai mănăstirii, în fiecare an să ne aducem aminte în această zi, când El a văzut lumina zilei, căci prin El și mănăstirea noastră a văzut înnoire, primenire. De aceea, în această zi, L-am rugat și rugăm pe Domnul ca să binecuvinteze și să sfințească pe Cel care a iubit podoaba casei sale. Amin.